Hristos s-a înălțat! Pentru a înțelege semnificația praznicului de astăzi, trebuie întâi să lămurim câteva lucruri mărunte și esențiale. Toate prorociile Vechiului Testament, în primul rând, vorbesc de venirea Mântuitorului în lume, de izbăvirea de păcatul strămoșesc, de izbăvirea de moartea veșnică și de izbăvirea din robia diavolului. Personajul principal este Fiul lui Dumnezeu, cel întrupat din Fecioara Maria, Mântuitorul Iisus Hristos, vestit de înger la Buna Vestire, în luna a șasea, când la o fecioară din Nazaret vine un înger și îi spune: Duhul Sfânt va veni peste tine, puterea celui preanalt te va umbri și pruncul ce se va naște din tine, Fiul Dumnezeu, se va chema și va mântui pe poporul său. La naștere sărbătorim venirea pruncului în lume în chip minunat, vestit de îngeri, de magi, de păstori. Odată cu împlinirea vârstei maturității sau deplinătății omului duhovnicesc, la vârsta de 30 de ani, Mântuitorul se botează la Iordan de către Ioan, care primește și el un semn ceresc și spune așa: peste care vei vedea Duhul lui Dumnezeu pogorându-se și cerurile deschise, acela este. Și Ioan vine și spune: iată Mielul lui Dumnezeu ce ridică păcatul lumii sau păcatele lumii. Aici Ioan folosește acest termen, folosind treimea în mod fără nume. Cel ce m-a trimis, acela mi-a zis, peste care voi vedea Duhul pogorându-se în chip ca de porumbel, acela este. Deci, de trei ori întâlnim acest termen la adresa lui Dumnezeu și a cuvântului lui Dumnezeu. În momentul în care Iisus Hristos propovăduiește 3 ani și jumătate din viața publică, activitatea sau voia lui Dumnezeu din cer pe pământ, de aia și spunem în rugăciunea Tatăl nostru, precum în cer, așa și pe pământ, Mântuitorul Iisus Hristos trece prin patimă pe care o vestește deseori ucenicilor săi, zicând: Fiul omului va fi prins, va fi dat în mâinile arhiereilor, cărturarilor, îl vor chinui, îl vor bate, îl vor pălmui, îl vor schingi, îl vor răstihni, va muri și a treia zi va învia. Acest fapt se repetă de 3 ori pe parcursul activității mesianice, în care Mântuitorul își prevestește patimile, iar ucenicii nu înțeleg taina patimilor. Ajunși în momentul propriu-zis, moarte și înviere, ne întâlnim cu 3 elemente noi. Biruirea morții în cele 3 stadii, minuni făcute de Mântuitorul Iisus Hristos, copila lui Iair, deci pentru viața copilărească, deci Mântuitorul cercetează toate vârstele și învie din păcat tot neamul omenesc. 2. Învierea fiului văduvei din Ain sau adolescenții noștri de astăzi, lumea ușor delăsătoare sau nepăsătoare, sau dacă vreți, lumea distrată sau lumea cu idealuri, cu impresii, cu păreri, cu, cum spunem noi în termeni de astăzi, cu puțină figurație de sine, îl ia pe fiu și îi spune: zic ție, scoală-te și îl dă întreg mamei sale, și acesta începe să vorbească despre ce? Despre voia lui Dumnezeu. Și apoi vorbim de Lazar, cel desăvârșit ca bărbat, om de plin, fratele Martei și a Maria, care atunci când iese din mormânt, Marta și Maria chiar îl roagă pe Iisus să nu insiste asupra vederii cu Lazar, pentru că deși mor de 4 zile și miroase, s-ar putea să creezi un tablou din ăsta, să spun eu, dezgustător. Doamne, deja miroase. Ei, la comanda Lazare vino afară, sau la porunca Lazare vino afară, sufletul se întoarce în trup, și aici întâlnim 2 minuni. Cum viața biruiește moartea în mod biologic, deci odată ce intră din nou mișcarea și refacerea organismului prin viabilitate, noi spunem metabolism în ceea ce înseamnă medical, și dacă am văzut vreodată vreun accident de mașină din ăla groaznic cu comă și cu staționare în spital, ce fac astăzi
pe aparate în ATI când omul își revine după o lună, după două, după trei și îl vezi din nou mergând pe picioare, deși era un maldăr de carne, zdrobit, chinuit, nenorocit, pus în furtune, intubat și așa mai departe, și apoi îl vezi din nou om de plin, închipuiți-vă că tot acest fenomen medical Hristos l-a făcut într-o clipeală de ochi. Sufletul a intrat în trup, inima a început să bată, sângele și-a revenit la viață și omul într-o clipeală de ochi s-a transformat ca să se împlinească ceea ce se spune la Apocalipsă și spune așa, într-o clipeală de ochi toți vom fi la judecată. Nu toți vom muri, dar toți vom învia. Păi cum nu toți vom muri, dar toți vom învia? Într-o clipeală de ochi vom fi la judecată. În momentul în care sună trâmbița Arhanghelului și glasul judecății, noi trebuie să fim înaintea dreptului judecător în postura de bărbați desăvârșiți, nu în trup firesc, ci în trup duhovnicesc. Iată, acest Lazar înviază cu trup firesc, pentru că și cu trup firesc a murit, dar nu înviază pentru judecată, ci pentru slava lui Dumnezeu. Ce spune Mântuitorul Iisus Hristos? Marte și Maria, nu mai plângeți, dacă veți crede, El va fi viu. Și folosește termenul duhovnicesc, care noi ar trebui să-l înțelegem astăzi toți, nu moarte, ci somn. Lazar n-a murit, ci doarme. De ce am intrat în amănuntul ăsta? Pentru a vă face să înțelegeți, în primul rând, că El este stăpânul vieții și al morții, iar în momentul în care noi vorbim de întrupare și de răscumpărarea neamului omenesc, vorbim de cele cinci acte universale care țin esența Evangheliei. Întruparea, nașterea, moartea, învierea și înălțarea. Aceste lucruri s-au petrecut toate într-o clipeală de ochi și sunt complementare una alteia. Deci în momentul când Iisus s-a întrupat, noi folosim termenul pe care îl folosim de obicei când spunem iată au apărut zorile mântuirii. Zorile mântuirii au început din clipa din care Dumnezeu i-a spus ei vei în rai și tu, femeie, vei zdrobi capul șarpelui. O prorocie veche și uitată de-a protopărinților, numită și protoevanghelia Vechiului Testament, prin faptul că femeia este cea care reușește să-l biruiască pe șarpe, adică prin nașterea fără de sămânță a celui ce avea să izbăvească neamul omenesc, sau prin înomenirea sau luarea chipului de om desăvârșit și bărbat desăvârșit al lui Dumnezeu în lume. De ce vine Iisus Hristos în lume în chip de prunc? Ca să treacă toate stadiile pământului, să treacă toate stadiile pământului, a omului, de la naștere și până la mormânt. Să nu fie o clipeală din viața umană care să nu fie cuprinsă în activitatea și realitatea trăită de Mântuitorul Iisus Hristos ca om și ca Dumnezeu. Ca Dumnezeu prin minunile săvârșite, ca om prin suferințele gustate. Și când vorbim de suferințele gustate, nu ne gândim neapărat doar numai la patima Mântuitorului Iisus Hristos. Bătaia, spinii, hlamida, coroana, sulița, coasta, oțetul, fierea, buretele, le folosim noi uneori când spunem în Sfânta Liturghie fenomenul de anamneză sau rugăciunea anamnetică, de amintire și înainte de a sfinți Sfintele Daruri. Și ne aducem aminte de cruce, de moarte, de groapă, de înviere. De ce? Pentru a arăta prezența acestui act, unul altul complementar, în Sfânta Liturghie. Deci în momentul când vorbim de întruparea Mântuitorului Iisus Hristos, noi vorbim de Sfântul Agneț și de liturgia pregătitoare. Preotul îl întrupează pe Dumnezeu în Sfântul Agneț și îl pune pe Sfântul Dix. Preotul îl naște când acoperă discul și spune și venind steaua stătut deasupra unde era pruncul, nu mai spune unde era agnețul. Și merge mai departe și îl aduce în lume la propovăduire și iese cu el la vohod. Și merge și îl duce la jertfă pe Sfânta Masă și apoi îl transformă în cinstitul trup și sânge ajungând la cina de taină din Joia cea Mare înainte de răstignire.
Dar, de fapt, înjunghierea și răstignirea o face tot preot atunci când face liturghia pregătitoare și spune și unul din ostași cu sulița în coastă am pus și data curs sânge și apă. Adică a curs botez și viață. Apa înseamnă botezul creștinesc, elementul cel mai primordial și mai simplu la îndemâna omului, și sângele dumnezeiesc care spală păcatele lumii. Ajunși în faza de înălțare, preotul iese în fața credincioșilor și ce face? Ne arată taina învierii când cântăm noi cu vinese cu adevărat după ce am prefăcut Sfântul Trup. Ați văzut până la înălțare s-a cântat Luminează-te, Luminează-te, Noua Ierusalime. De fapt este taina prefigurării învierii în liturghie. Liturghia este un act de înviere concentrat sau este sinteza Sfintei Mântuiri sau sinteza întrupării lui Dumnezeu în lume. De aceea toți Sfinții Părinți au numit liturghia dar divin sau sublimul iubirii divine. Nimic mai mult n-a putut să dea Dumnezeu omenirii decât trupul și sângele Lui. În clipa în care noi am primit acest dar dumnezeiesc, avem dreptul și să-L gustăm. Gustați și vedeți că bun este Domnul, pentru că chiar Hristos în Joia Mare le spune ucenicilor, aceasta să o faceți într-o pomenire a mea în veacul veacului. Dar imediat după înviere, așa și începe Evanghelia de azi, de aia v-am și pregătit să avem o intrare perfectă în, predică, spune așa, pe când vorbeau ei, Iisus a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă, iar ei s-au înspăimântat crezând că văd un duh. De ce începe Evanghelia în modul acesta? Ca să ne lămurească încă o dată că învierea nu este un vis, nu este o nălucire, învierea nu este un act de fotogramă, nu este o hologramă, nu este o vedere mistică, nu este o închipuire, ci este o mare realitate. De-aia, imediat după înviere, vom vedea arătările de la Marea Tiberiade, de două ori prin ușile încuiatei, femeilor mironosițe când vin de zi dimineață la mormânt, Mariei Magdalena la mormânt când o mustră, că ea întreabă, au furat pe Domnul și nu știu unde l-au pus, lui Luca și Cleopa la Emaus și, cum ne spune Evanghelia Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan, și multe alte minuni a făcut Iisus, nescriindu-se că dacă s-ar fi scris cărțile, n-ar fi încăput în lumea aceasta. Dar noi ne întoarcem la punctul nostru de vedere. Omenitatea lui Iisus Hristos, sau umanitatea lui Iisus Hristos, ce spune Calcedonul? Om adevărat și Dumnezeu adevărat, două firi și două voi, neîmpărțite, nedespărțite, unite, neamestecate. E o formulă grea pe care vă rog să o chipzuiți și să o gândiți sub forma următoare simplă. Ca om a plâns, ca Dumnezeu a făcut minuni, ca om a trăit afectele noastre pământești fără a le păcătoși, pentru că este fără de păcat, este Fiul cel unul născut, fără de păcat, fără de sămânță, fără de dulceață de nuntă, etc. Și moare ca un Dumnezeu, deși pus în mormânt, dar ești viu Dumnezeu, cum spune în Prohod, și se suie pe scaun cu Tatăl și cu Duhul, toate umplându-L acela ce e necuprins. Dar în același timp și în Rai cu Tâlharul, dar în același timp și în iad cu sufletul, predicând Evanghelia ca om la toată făptura pentru prorocii care L-au vorbit și nu știau cine-i. Să vă dau o pildă. Vine un profet și spune, peste 100 de ani sau peste 1000 de ani va veni Iisus pe norii cerului. Îl ascultă lumea, se uită la el, bă, ăsta e cam sclintit, îi trebuie o pastilă, trebuie să căutăm un doctor bun și să termină fenomenul. Trec 1000 de ani și din generație în generație unul spune, băi, să știi că din neam, din moș strămoș s-a auzit că s-ar putea să se întâmple lucrul ăsta. Și el s-a întâmplat. Ei, închipuiți-vă că de la a spune femeie, tu vei zdrobi capul șarpelui și până a se naște Hristos și a trece toată drama întrupării, mântuirea, învierea, înălțării, au trecut 5508 ani. Asta până s-a născut Hristos. Deci ca să aștepți 5000 de ani o prorocie, înseamnă că trebuie să fii ori penibil, ori îndelung răbdător, ori prea îndumnezeit la minte, ori desăvârșit. Și totuși poporul lui Israel a așteptat această prorocie, de aceea se spune și slavă poporului tău Israel, adică binecuvântare, nimic în plus. Restul Iisus Hristos vine și spune să va lua împărăția fiilor și să va da celor de alt neam. Și mulți de la răsărit și de la apus vor veni și vor cina în împărăția Tatălui la masa
lui Dumnezeu cu Avram, cu Isaac și cu Iacov, adică patriarhii Vechiului Testament, linia pe care vine Hristos, linia patriarhală, linia lui Iuda și linia davidică, ca să spunem. Mergem mai departe aici în Evanghelie și găsim scris așa. Uitați-vă la mâinile mele și la picioarele mele că eu sunt, adică Hristos se smerește din nou pentru neputința și neînțelepciunea lumii, le arată mâinile și coasta să vadă rănile și semnele, deși ele nu mai existau, pentru că era trup după înviere desăvârșit, pnehmatizat, cum se spune, trup duhovnicesc. Și văzând că ei nu cred, pentru că ei spun așa, încă necrezând, dar minunându-se, atunci Iisus le-a zis altfel, aveți ceva de mâncare? Era prima formă plauzibilă de a arăta că un duh nu consumă lucruri materiale, care le dădeau ei cu mâna lor. Și spune că aceștia foarte bucuroși i-au dat o bucată de pește fript și dintr-un fagure cu miere. Mierea e cuvântul Dumnezeu, peștele fript, mucenicia de mai târziu. Luând a mâncat înaintea lor. De ce? Să-i convingă, să le adeverească că poartă carne și oase, după cum tot Iisus spune, priviți, Duhul nu are carne și oase, precum eu am. Deci pipăiți-mă, vedeți că sunt viu, că exist. Și iată ce le spune mai departe Iisus. Aici este forma lui Luca, nu mai este forma lui Matei și a lui Ioan. Acestea sunt cuvintele pe care le-am grăit către voi, ceea ce v-am spus adineauri, adică au fost prorocite de timpul activității mesianice. Ele trebuiau să se împlinească toate cele scrise despre mine. Repet de faza de la Luca, care chiar lui Luca îi aparține, când la Cleopa, la Luca și la Emaus le-a povestit același lucru pe drum și le spune, toate despre mine scrise în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. O ia de la profeții anteriori până la cei posteriori, deci până la final, până la Hristos. Atunci le-a deschis mintea să priceapă Scriptura. Este elementul cel mai primordial din toată Evanghelia de astăzi. Trebuie să înțelegem încă o dată două lucruri. Cercetați Scripturile că în ele aflați viața veșnică și vă rătăciți neștiind Scripturile. Deci noi trebuie să avem grijă de două lucruri. Citirea Sfintei Scripturi este o obligație creștină categorică. Deci nu există creștin scutit de a citi Sfânta și Dumnezeiasa Scriptură, dar nu este creștin scutit de a sta cu carnețelul și unde nu știe să scrie sau să-și noteze întrebarea care îi frământă mintea și când s-a dus fie la duhovnic sau la preotul de cateheză sau de parohie, să-l întrebe, părinte, ce ar însemna lucru cu tare? Pentru că în felul acesta s-au născut sectele. De ce vorbim de secte? Pentru că chiar Apostolul Pavel ne certifică acest lucru și spune la vremea de apoi, nu specifică care, și azi, și ieri, și mâine, și în viitor, și peste, vor ieși proroci mincinoși și Hristos mincinoși, vedeți, explică de ce, care vă vor vesti vouă ce? Lucruri care nu sunt de la Hristos. Și cum spune Apostolul Pavel? Sintetizează, nu stă el să facă contraziceri și polemici. Pentru Pavel nu există confesiuni creștine, pentru Pavel nu există biserici creștine, pentru Pavel nu există secte. El spune clar, cine va vesti altă evanghelie afară de cea vestită de Hristos și îngeri din cer, de-ar fi anatemă să fie. Deci nu este vinovat cel ce ți-o vestește, ci ești vinovat tu cel ce o asculți. Și v-am mai învățat odată, am repetat-o eu lucrul ăsta de două ori, țin minte, și am explicat așa. Noi nu putem condamna pe un necunoscător de Scriptură din două motive. Nu are taina Duhului, nu are ochii deschiși ca să-L cunoască, adică să vadă cine-i Dumnezeu, pentru că Pavel spune, ucenic al lui Hristos prin credință. De ce se legitimă Pavel cu această expresie? Ucenic al lui Hristos prin credință. Pentru că toți care stau aici în biserică sau sunt afară la parastas sau sunt acasă la ei și sunt ortodoxi botezați în numele Sfintei Treimi, sunt ucenici al lui Hristos prin credință. Vă unul din noi a văzut învierea? Nu. Vă unul din noi a văzut înălțarea? Nu. Vreunul din noi a văzut pogorârea Duhului Sfânt? Nu.
Credința vine prin auz, vine prin cunoaștere, prin citire, prin descoperire, prin simțire, prin trăire și prin ce? Prin suflet. Deci sufletul când îl caută pe Dumnezeu, îl găsește. Ei, în momentul în care noi spunem ucenicii lui Hristos prin credință, deci vorbim de credința de care Pavel spune atât. Tu mântuiești pe cei ce te mărturisesc în adevăr. Scurt, nu lungește povestea. În momentul când întâlnim învățături și segmente și unii spun, păi da, dar uite și ei fac bine. Foarte bine că fac bine. N-ar putea să facă rău pentru că Iisus Hristos a spus așa, nu există cineva care să vorbească cuvintele mele și să mă urască pe mine. Numai că trebuie să facem o diferență. Ce spune Apostolul Pavel despre Scriptură? Spre înțelepțire, spre învățătură, spre îndreptare și spre luminare. Așa spune Pavel la Corinteni. Dar noi ce știm despre învățătura segmentelor creștine care s-au rupt din creștinismul universal? Că ei duc o învățătură morală. Deci ei au o pedagogie. Scriptura nu e o pedagogie. Scriptura este cuvântul Duhului Sfânt care trebuie să pătrundă, cum spune Apostolul Pavel, până la despărțitura sufletului de Duh. Adică ce se întâmplă? Cercetați duhurile să vedeți dacă sunt de la Dumnezeu, tot Apostolul Pavel. Mulți sunt cei ce se luptă cu noi de la înălțime. Și chiar face o remarcă și spune așa, și satana poate lua chipul îngerului de lumină. Nu vă amăgiți că la vremea de apoi vor veni mulți hristoși mincinoși și vor înșela și pe cei aleși. Deci, vedeți, și pe cei aleși. Când vorbim de cei aleși, noi nu vorbim aici de vedete, ci vorbim de cei botezați în numele Sfintei Treimi, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Deci moartea și învierea cu Hristos prin botez, mirungere și euharistie. Cele trei taine subiective pentru prima problemă, pentru că sunt și mântuitoare și odată respectate devin și ținta mântuirii, dar în același timp, tot foarte frumos poți să-ți pierzi și mântuirea pentru că nu-i de ajuns să fii botezat. Definiția bisericii creștine nu este doar faptul că are un zid și o cruce, ci totalitatea credincioșilor care păzesc poruncile și învățătura Sfintei Scripturi și sunt botezați în numele Sfintei Treimi și se hrănesc din cele șapte taine ale bisericii, alcătuiesc biserica cea vie a lui Hristos. Că așa și noi putem să aplicăm botezul ca normă canonică, dar nu ca normă valorică. Deci eu dacă am botezat un criminal, ăla nu înseamnă că de mâine nu va ucide. Sau dacă am botezat pe unul cu sila, nu înseamnă că de mâine el e creștin. Deși taine nu se administrează decât prin credință, și noi de unde știm lucrul ăsta, după învechime, după ce venea postul mare, începeau neofiții să fie pregătiți catiheții, cum se spune, să fie pregătiți pentru botez, iar în săptămâna luminată, în Joia Mare, când se făcea botezul și noaptea de înviere, și toată săptămâna luminată ei deja știau catehismul, știau învățătura de credință ortodoxă, știau de ce s-au făcut ortodoxi. Noi acum, pentru o convertire rapidă, fie că uneori geopolitică sau geoeconomică sau geostrategică sau așa, gata, rapid, aplicăm taina, nu? N-aruncați cele sfinte câinilor sau porcilor ca nu cumva întorcându-se să vă rupă. Aici este una din greșelile cu care noi trebuie să fim foarte atenți, pentru că creștinismul este un mărgăritar de preț, nu este o doctrină. Încă o dată trebuie să înțelegeți că între creștinism și religie e o mare diferență. Când spunem ora de religie, ne referim la cateheză, dar nu-i corectă, este ora de creștinism, iar când vorbim de creștinism, vorbim de un singur Dumnezeu, de o singură biserică apostolească și sobornicească, vorbim de un singur Hristos, de o singură voință și gândire, pentru că așa spune, trei mărturisesc în cer, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, și știm de la Iordan când Tatăl a adeverit întărirea cuvântului și Duhul s-a arătat în chip ca de porumbel,
Și în același timp spune așa, un domn, o credință și un botez. Deci de ce există mai multe botezuri? Aici trebuie să ne punem noi singuri întrebarea. Și atunci de ce există și mai multe diviziuni? Tot Pavel ne clarifică atunci când ne spune au s-a împărțit Biserica lui Hristos, a lui Chefa, a lui Petru, a lui Apollo și a nu știu care. Nu, Hristos este totul întru toate. Este o singură biserică. Petru, la vremea respectivă, pe când era apostol, a intrat într-un conflict foarte dinamic cu Pavel. Pavel era un om pragmatic și la obiect. Petru era un fel de tolerant, ca să spunem. Și el se gândea că e bine când vin ăștia la creștini să-i treacă întâi prin trăierea împrejur și apoi să-i împingă spre creștinism. Adică o trambulină de a nu-i speria la intrarea în creștinism. Și Pavel a întrebat, stai, ce faci? Unde te trezești? Petre, asta a încetat. Noi ne-am tăiat împrejur prin Hristos la minte, la inimă și la tablele legii din suflet, din minte și din inimă și la cerbice. Nu mai avem treabă cu tăierea după trup. Hristos s-a tăiat la trup odată pentru totdeauna, pentru tot neamul omenesc. Deci nu mai există acest ritual. E un ritual mort inexistent. Și le explică în epistola către evrei, citiți-o că e toată cristologică, exact credința creștină, pentru că Pavel, deși de neam roman, deși evreu din diaspora, el a reușit să învețe, pe lângă construitul corturilor, la școala rabinului Gamaliel, foarte bine toată legea cea veche, a fost și coleg cu Ștefan, pe care mai târziu l-a punctat, adică a asistat la martiriul lui, i-a și păzit hainele cel Saul, spune Evanghelia, și totuși Pavel a avut impactul de întâlnire cu Dumnezeu prin credință. Cum i s-au deschis lui ochii minții să-L vadă pe Dumnezeu? Întâi a văzut lumina cea orbitoare, a auzit glasul care l-a învăluit și lumina puternică, care l-a întrebat, Saule, Saule, de ce mă prigonești? Apoi a orbit, s-a dus și s-a spălat, s-a înspăimântat și Anania și toți, dar după aceea a văzut și a revenit, și a devenit cel mai mare apostol al neamurilor și a toată Mediterana, pentru că el va face cele trei călătorii misionare. De ce m-am oprit pe accentul Pavel pentru Evanghelia de astăzi? Pentru că el este cel mai concludent și mai mare apărător al tainei învierii prin cele două expresii unice. Nu mi-este a mă lăuda decât în crucea Domnului, scurt, nu există altă cruce. N-ai crucea de armă, nu ai creștinismul de mamă, n-ai cum să ai. Deci orice creștinism în afara crucii este un creștinism steril. Un pom plin cu frunze fără roade să taie și să aruncă în foc. Nu există un creștinism filantropic, este numai unul mistic, ascetic și cristologic. Deci când limitezi creștinismul la filantropie, ai pierdut mântuirea, deci ai pierdut sensul. Hristos n-a venit să poartă... Le-a spus-o în față, să nu credeți că vă argumentez cu ceva de la mine. Eu știu de ce mă urmați, nu pentru că credeți în mine, ci pentru că v-am dat să mâncați pâine în pustie. Deci în momentul când creștinismul îți devine o armă prin care tu trăiești comod, ceea ce ar crede mulți și ați văzut că de multe ori avem acest atac virulent la adresa religiei creștine, la învățătura ortodoxă, că biserica nu face, că biserica nu drege, biserica nu se ocupă de administrarea țării, biserica se ocupă de administrarea sufletelor și de fapt asta ar și trebui să facă. Că biserica are un azil într-o parohie, sau are un dispensar medical sau un cabinet medical, sau are o cantină la săraci, ăsta este un gest uman, creștinesc, pe care Pavel l-a promovat încă din primele vremuri, când îi lăuda pe tesaloniceni și pe corinteni pentru darurile strânse pentru biserica din Ierusalim, care era în prigoană. Deci și atunci se făcea acea filantropie, veneau și își puneau darurile la picioarele apostolilor și făcea acea agapă la urmă de cinste, de demnitate, ceea ce faceți și voi astăzi când faceți un parastas și mănâncă la urmă lumea acolo o bucată de pâine sau o sarmală caldă. În schimb, Pavel nu se axează pe acest lucru, nu ăsta e scopul definitiv al bisericii. Scopul pentru care a venit Hristos în lume este acesta, din toți cât mi-a dat eu să nu pierd pe niciunul. Și pe toți să-i înviez în ziua cea de apoi. Adică toți să fie desăvârșiți în credința creștină. Asta e adevărata viață veșnică, ca lumea să te știe pe tine singurul și adevăratul Dumnezeu. Și mergem mai departe pe linia Evangheliei. Pentru că toate câte s-au scris, așa trebuiau să se împlinească.
ca Hristos să învieze din morți a treia zi. Și iată ce spune mai departe. V-am spus că le-a deschis mintea să priceapă Scripturile. Ca să ai mintea deschisă și să pricepi Scripturile, trebuie să treci prin cateheză și prin Euharistie. Și avem modelul Luca și Cleopa, când cei doi, după ce l-au ascultat pe Sterin o zi întreagă pe cărare, mergând din cetatea Ierusalimului cam până la vreo 40 de kilometri în afară, cum se merge astăzi spre Tel Aviv, pe partea dreaptă este satul Emaus, care astăzi are un nume ciudat, nu îl țin minte din cap. E o liniște, așa cum ar fi Valea Tomeștiului sau Chicerea sau Comarna, cam așa e așezat. Ei, închipuiți-vă o zi întreagă, un străin să-ți vorbească Scriptura și să-ți vorbească de Dumnezeu și ei totuși în toată dragostea lor, în toată amărăciunea lor și în toată supărarea lor și în toată tristețea lor, nu și-au dat seama că vorbesc cu Dumnezeu, cu Iisus Hristos cel înviat. Dar în inima lor ardea credința că acest Iisus ar fi trebuit să fie izbăvitorul, noi în El nădăjduiam că ne va izbăvi, noi așteptam ca El să ne izbăvească, să izbăvească poporul Israel, dar nu înțelegeau terminologia, dimensiunea între ceresc și pământesc. Și astăzi dimensiunea între biserica pământească și cerească este foarte greu înțeleasă. Deci, unii cred că dacă ai cât mai multă pictură într-o biserică, liturgia e mai superioară. Nu, ține de frumusețea exterioară sau de citirea Scripturii în chip deschis, pentru neștiutori. Dar și într-o peșteră, dacă faci Sfânta Liturghie, liturgia are același dar și aceeași putere, trupul lui Hristos are același dar și aceeași putere. Dar pentru că am evoluat, Darwin spune asta, am coborât din copaci, nu mai suntem maimuțe, nu mai trăim cu jir, nu mai mâncăm iarbă, am devenit oameni civilizați, Hristos ne-a încreștinat, a venit și ne-a dus Duhul Sfânt, ne-a dat rai, ne-a dat pământ făgăduit, ne-a dat rațiune, ne-a dat suflet, ne-a dat minte, ne-a dat înțelepciune, ne-a dat cuvânt. Noi astăzi am evoluat, deci nu mai trebuie să stăm în grob să facem liturghie. O facem în casa slavei lui Dumnezeu, așa cum Solomon a făcut cel mai mare templu cu tone și sute de tone de aur. Și noi merităm să-i facem lui Dumnezeu un semn de respect, o biserică frumoasă și curată, care nu este nimănui dintre noi. Toți, dacă ați văzut la țară, și asta e un lucru ușor și similar de corelat, muncești, faci vila de bază, bucătăria lângă ea, coliba lângă ea, pirostriul lângă ea și în spate un paravan. Vara dormi în paravan, mai cu toamnă în bucătărie, iar în casa mortoare stai ultimele trei zile până ce mergi spre biserică la prohodire. Așa și casa lui Dumnezeu pentru fiecare din noi este o zi de sărbătoare atunci când mergem să ne luăm rămas bun. De la Sfânta Sfintelor, cei dincolo de catapeteasmă, și să o luăm spre Împărăția Lui Dumnezeu, dar cum dintre sfinți. Deci, dacă cinstim biserica în modul ăsta, suntem consumatori de ortodoxie, de creștinism. Dacă, în schimb, venim permanent la biserică și ne îmbogățim sufletește cu tot ce vedem în jurul nostru, că totul este o simbolistică, nimic nu e întâmplător, începând de la ușa împărătească, de la ușa diaconească, de la policandru, de la primul registru de sfinți de jos, al doilea, al treilea, turla, tot ce este, candelabru, icoane, toate au un simbol. Ei, în momentul când ai înțeles toate aceste sensuri, tu ești un trăitor de ortodoxie, nu un consumator de ortodoxie, dar diferența între consumator și trăitor este cea de aici. Unii au mintea deschisă să priceapă Scripturile și îi vezi foarte înfocați și dornici de a exprima cuvântul lui Dumnezeu și am deseori aceste cazuri că nu am ni spun, părinte, poți să le spun la servici la oameni de Dumnezeu? Dacă te întreabă, da, dacă nu stai în banca ta. Nu te afișa, nu ăsta e scopul de a demonstra tu că ești credincios, asta tu trebuie să o știi. Dar avem și oameni cărora nu li s-a deschis mintea să priceapă Scriptura, dar cum îi cunoști? Chiar dacă el nu este un practicant avid, chiar dacă nu e un credincios feroce, chiar dacă nu e un din ăla care a făcut bătături și găoci în asfalt de la bătut mătănii, dar el știe că este creștin ortodox. Are icoană, are candelă, s-a cununat, s-a botezat, și-a botezat copilul, și-a cununat copilul, fata îi merge la biserică, la sărbătorile mari, își știe tradițiile și prohodește părinții, cum spunem popor. Dom'le, le-am făcut toată rânduiala. Da,
este un consumator de ortodoxie consecvent, dar necunoscător al profunzimii. Ei, Hristos, ca să ne pătrundă în profunzime, vine și folosește această frază. Tot ce este scris trebuie să se împlinească. Deci prin asta îți dai seama că ortodoxia este vie. Că tot ce scrie în Scriptură despre creștinism în Noul Testament, în Evanghelie, se și împlinește. Și iată ce frumos acum dă fraza pentru care ortodoxia există și astăzi. Să se propovăduiască în numele Său pocăința și iertarea păcatelor la toate neamurile, deci nu mai există neam care nu are drept la pocăință, deci nu mai facem distinție, nu spunem, bă, ăla-i spurcat. Deci noi folosim termenul, ăla-i budist, ăla-i japonez, ăla-i turc, ăla-i mahomedan, ăla-i nu știu ce, nu. Orice om are dreptul și accesul la cuvântul lui Dumnezeu, dacă îl primește. De bună voie și nesilit de nimeni. Începând de la Ierusalim. De ce tocmai de la Ierusalim? Pentru că la Ierusalim este punctul, centru și locul unde Duhul Sfânt a coborât și a împlinit toate cele din Scriptură și din profeți și din proroci. De asta. Și ce spune? Voi îmi sunteți martorii aceștia. Voi ați fost de față cu mine când s-au întâmplat toate, ne spune apostolilor. Și iată acum ce spune. Iată, eu trimit peste voi făgăduința Tatălui, adică e vorba de venirea Duhului Sfânt, veți vedea peste 10 zile, la 50-ime, însă voi să ședeți în cetate până vă veți îmbrăca cu puterea de sus. Aici avem termenul de cetate sub două forme. Cetatea Ierusalimului ca geografie, deci lângă templul lui Solomon, pentru că acolo e centru de greutate, Sionul care a fost la Ierusalim, pogorârea Duhului Sfânt, e în foișor de taină, lângă biserica germană, aia imensă, unde e adormirea Maicii Domnului jos din gips. Imediat pe dreapta e mormântul profetului David și statuia profetului David cântând la harpă. Deci, ăla e locul unde ucenicii au așteptat pogorârea Duhului Sfânt. Ascunși în foișor, cumva, tot de frica ideilor. Dar ce făceau? Tot cred că liturghie făceau, că nu s-au adunat degeaba întâmplător duminica toți împreună la foișorul respectiv. Dar, înainte de a se petrece odihna bisericii celei văzute, deschiderea în lumină a bisericii celei nevăzute a sfinților, de unde să înceapă deschiderea spre poarta raiului, ca să nu mai fie heruvim cu sabie de văpaie, lucrul acesta se petrece în afara cetății Ierusalimului, din nou într-un loc neutru. Și iată ce spune Evanghelia, e foarte simplu și terminăm, nu vă mai țin. S-au dus afară din cetate spre Betania și ridicând mâinile i-a binecuvântat. Betania e partea cum se merge la mormântul lui Lazar în jos, iar Eleonul e biserica respectivă rusească de la grădina Ghețimaniei, drept sus, unde e biserica tot de rusul, aici e Eleon. Acolo a avut loc înălțarea. Aici acum lucrurile sunt relative. Acolo când intri la prima biserică este talpa Maicii Domnului de unde ar fi privit ea înălțarea. Înălțarea a avut loc acolo în zona respectivă. Nu asta ne interesează pe noi, ci ne interesează actul în sine, divino-uman, adică mistic și pământesc. Pământește, îi binecuvintează, își ridică mâinile și dacă ne uităm cei care ați fost la Ierusalim, țineți minte că în momentul în care ieși de la Eleon, mai mergi puțin și este o moschee astăzi, unde ar fi talpa unde Mântuitorul a stat pe piatră și s-a înălțat. Acum acolo este loc de închinăciune musulman, deci turcesc, și sunt zidurile care sunt rămase din timpul împăratului Constantin, unde a fost ridicată prima biserică creștină originală, când locul înălțării era loc creștin ortodox. Deci când era biserică unde se făcea cele șapte taine, Sfânta Liturghie și toate celelalte. Ei, în locul acela au loc două elemente interesante. 1. Când i-a binecuvântat, s-a despărțit de ei și s-a înălțat la cer. De ce spune că s-a despărțit de ei? Unde mai întâlnim termenul s-a despărțit de ei? Pe când stătea pe Tabor, auzim că spune așa, arătând ucenicilor săi slava sa pe cât li se putea. David spune lucrul ăsta cu vreo 2000 de ani. Înalță-te peste ceruri, Dumnezeule, și peste tot pământul slava ta. De ce peste tot pământul? Că vine Duhul Sfânt, Mânghietor.
care pretutinești, pe toate le împlinești. Scurt. Deci, s-a despărțit de ei pentru că intră într-o dimensiune superioară. Nimeni nu va mai putea să stea la masă cu Iisus, nimeni nu va mai putea să-L pipăie, să-L îmbrățișeze, să-I sărute picioarele, să-I atingă coasta, să-I atingă rănile, să vorbească cu El. De acum vorbești cu Dumnezeu în rugăciune, în Sfânta Liturghie. Și fă, Doamne, pâinea aceasta cinstitul trupa Hristosului Tău și ce este în potirul acesta cinstitul sânge al Hristosului Tău. Și s-a înălțat la cer. Înălțarea are loc pe un nor cu doi îngeri de lumină. Aici lucrul nu este lămurit, dar într-o altă evanghelie povestită de celălalt evanghelist spune așa, că pe când se înălța la cer, îi binecuvânta, și ai văzut cum spune troparul, înălțatu-te într-o slavă Hristoase Dumnezeule, arătând ucenicilor tăi făgăduința Sfântului Duh, încredințându-i prin binecuvântare. Ei, ce spune aici evanghelistul cu pricina? Bărbați galileeni, îngerii vorbesc, Hristos tace. Precum vedeți pe Fiul omului înălțându-se, așa se va și coborî pe norii cerului. Deci, ce am învățat noi de aici? Că despărțirea noastră de Hristos nu este o despărțire prin care El s-a dus și ne-a lăsat orfani, ci ne-a lăsat Duhul Sfânt, spune Părintele Stăniloae, în Iisus Hristos, restauratorul omului și îndumnezeitorul omului, că cât a stat Hristos pe pământ, Duhul Sfânt l-a preaslăvit din cer. Acum Iisus se duce la Tatăl și spune, eu vă trimit vouă mângâietorul care la Tatăl purcede. Ioan, parcă capitolul 25 sau 12, nu știu exact. Și spune, care va fi cu voi până la sfârșitul veacului. Eu sunt cu voi până la sfârșitul veacului. Prin ce? Prin Duhul Sfânt. Pentru că ne lasă permanent să-L mâncăm și să-L bem, să-L consumăm, să trăim ca puii de găină care se hrănesc din scurmătura mamei lor. Deci El nu ne părăsește pe noi. Ei, dar ca să mai ajungi din nou la Hristos, trebuie să lucrezi prin Duhul Sfânt. Când lumina asta devine transparentă și ochii tăi se deschid, împlinești cele trei lucruri. Fericiți cei curați cu inima, ca aceia vor vedea pe Dumnezeu. Fericiți cei blânzi, ca aceia vor moșteni pământul. Fericiți cei milostivi, ca aceia vor milui. Nu stau să vă repet fericirile. Dar eu vreau să ajung în altă parte. În clipa în care auziți povești, explicații, polilogii, teorii, teologii, emanații, profeții. Să le țineți minte că Marcu și Matei le clarifică în postul mare atunci când sunt cele 3-4 zile de canonul mare, sunt niște evanghelie. Și zice așa, când veți auzi de semne mari în cer și pe pământ, în soare, că se vor ridica apele, că se vor cutremura munții, că va fi mari cu tremure pe alăturea, sau pretutindenea, nu știu exact expresia. Veți auzi de morți, de războaie, să nu vă speriați. Că e abia începutul durerii, nu-i sfârșitul. Și iarăși spune același profet, când veți auzi că vin unii și spun că Hristos e aici, că e acolo, că e dincolo, că e dincoace, să nu vă duceți. Că precum Fiul omului s-a suit pe norii cerului, așa va și veni pe norii cerului. De ce vă relatez lucrul ăsta? Ca să ne intre încă o dată în reflex și să ne intre încă o dată în cunoașterea de sine, că noi nu mai avem profeți și profeții și nu mai sunt necesare. Au încetat și profețiile și prorociile și vorbit un limb, tot a încetat. Hristos a desăvârșit toată lucrarea. N-a venit El în lume să lase umbre. Ce spune Iisus Hristos și tot Apostolul Pavel, dacă înainte ne uitam prin ghicitură sau ca prin oglindă, azi vedem față către față. Știm că există înviere, știm că există taine, că există biserică, că există Duh Sfânt, că există botez, că există mormânt cu sfântă lumină, dacă vreți, semnul cel mai creștinesc contestat de toți păgânii și nu-și pot explica de ce vine acea sfântă lumină, au încercat tot felul de tertipuri, treaba lor. Dar apostolii sunt martori acestor lucruri, ei nu ne pot minți. Cum spune apostolul Petru? Nu vă uitați la noi, nu credeți că suntem beți.
Tot ce vedeți că spunem noi, am auzit cu urechile noastre, am văzut cu ochii noștri și de aceea povestim. Și spune și predica Petru cu atâta înfocare că în prima zi s-au convertit ca la 3.000 și a doua zi ca la 5.000. Și zice că biserica creștea și se întărea cu Duhul. Și mai găsim un argument, că tot Iisus spune, mergând învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, dar atunci, istoric, cu 2000 de ani în urmă, deci nu vii al să faci botez peste botez, eu te botez pe tine, tu pe mine și tot așa ne botezăm în continuare. Era un obicei, imediat după Revoluție, se duceau betele femei care mai făcuse întrerupere pe la căminile de copii. Una botezați 25 copii, venea mâine alta și boteza și ea încă pe aia 25. Și tot așa, până ăștia s-au trezit, bă, stai că aici e o nebunie. Și atunci au scris în fișa fiecărui prunc, botezat, ca să știe că ăla nu mai poate fi botezat. E un singur botez, nu sunt 1000 de botezuri. Dar omul, în dorința lui sălbatică de a se izbăvi de păcate și de greșeli, nu ține cont. Deci sunt niște reguli. Un domn, o credință și un botez. Atât, nu există altceva. Ei, ne întoarcem la prorocia noastră. Deci Hristos nu ne-a lăsat în umbră. Când ne-a trimis pe apostoli, le-a spus așa. Mergând învățați toate neamurile câte v-am spus eu vouă, nimic de la voi. De unde vii tu să prorocești? De unde vii tu să-ți dai cu părerea de când ești tu Dumnezeu? De când ești tu mare și deștept și le știi pe toate? Că a spus Sfântul cu tare, da, sunt prorocii lăturalnice, prorocii matematice, prorocii mesianice, prorocii despre îndrupare, prorocii biblice, care au rostul și rolul lor. Dar nici într-un caz fiecare prorocește cum voiește. Pentru că așa spune Apostolul Pavel, pe unii a pus proroci, pe alții profeți, pe alții învățători, pe alții cu darul cărmuirii limbilor. Dar când spune că pe unii, arată ordinea ierarhică cum au început. Cum a început Sfânta Scriptură, Vechiul Testament. Dar azi ce să mai prorocești? Dacă Hristos a spus, iată, eu vin curând, da? Cel ce face bine să facă bine, cel ce face rău să facă rău, în continuare, cel ce se sfințește, sfințească-se, că eu vin și plătesc fiecăruia după faptele lui. Nu te-a pus nimeni judecătorul nimănui, nu te-a pus nimeni să tulburi pe cineva, să jihnești pe cineva. Iubiți-vă între voi să cunoască lumea că sunteți ucenicii mei. Întru asta să vă slăvi credința lui Hristos. În momentul în care dospim de iubire și de respect unii față de alții, cu asta am biruit lumea. V-am spus, foarte rușinos ca gest și ca act, pentru că nu ți-o poți explica, trebuie într-adevăr să ai pe Duhul Sfânt în tine, să ți se ceară ca mucenic să te lepezi de credință și tu să accepți moartea și să mori pentru ce spuneau împărații primilor trei veacuri creștine. Ăștia sunt nebuni, sunt vrăjiți, sunt drogați, cine știe ce au băut, ce au mâncat. Toți doreau să moară pentru Hristos. De ce era iubirea? Și unde am mai întâlnit acest act? În Siria și în Egiptul creștin astăzi. Acolo deja s-a repetat încă o dată veacurile trei creștine, primele de la Nero de la Dioclețian. Deci au ucis ăia sute de mii de creștini, au ucis sute de mii de oameni, de copii nevinovați și i-au făcut martiri doar pentru faptul că erau creștini, ei râdeau și doreau să moară. E o mare taină. Ei, vină la noi într-un creștinism european, plin de intrigi, plin de răutăți, plin de ură, de despotismul puterii, de stăpânirea, de acapararea și de impresia de sine, fiecare ifosul ăsta bizantin, nesătul de cum să spun eu, lipsit de tactul smereniei, învățați în hlamida aia bizantină, învățați în impresiile alea strălucitoare, pentru că așa a căzut Bizanțul. Bizanțul a căzut din opulența și din extravaganța poporului bizantin care credea că Dumnezeu, pentru că ei sunt creștini și sunt botezați, trebuie neapărat să îi izbăvească, iar că Dumnezeu n-a mai vrut să facă minunea. Și i-a lăsat în mâna turcilor. I-a lăsat ca să-i trezească la realitate. Fa, frate, nu ritualuri. Minuni, semne, trăire autentică. Noi plângem astăzi în anumite cântări sau ode sau în anumite pagini de istorie sau în anumite hrisoave vechi,
Vai, căderea Constantinopolului, căderea Sfintei Sofia, căderea Ierusalimului și toate. Da, dar asta datorită slăbiciunii și neputinței noastre de a confunda creștinismul cu confortul. Ori Iisus Hristos a spus așa, vrei să slujești Domnului, pregătește-te de ispită. Pe cine iubește Dumnezeu, îl ceartă, îl încearcă, îl biciuiește și îl iubește. Deci noi nu știm cu ce începe. Și dacă ai dat de greu, gata, ați văzut cum fac și unii ortodoxi. Merg o leacă la biserică și, Domnule, de când merg la biserică, toate merg pe dos. Da, Domnule, pentru că îți merge pe dos, du-te în continuare să crape dracu de ciudă că nu te-ai intimidat tu de mersul pe dos. Dar tu când îți merge rău, ce faci? Mai o leacă să vezi ce spune Ileana în tarot, mai vezi ce spune Ileana în cafea, să vezi ce mai spune Ileana într-o carte de asta de poker și așa, poate să mai citește ceva de bine. Sau dacă nu, alergi la Evanghelia modernă, Zodiacul, care imediat îți spune sub ce constelație te-ai născut, cum stai cu iubirea, cum stai cu banii, cum stai cu averea, cum stai cu bogăția. Citiți Evanghelia să prinde minte, uitați esența esențelor. Le-a deschis mintea să priceapă Scripturile. Dacă nu ne rugăm la Dumnezeu să pună Duh Sfânt în noi, cu picătura măcar, că nu suntem vreni să luăm cu carul, cum au luat apostolii. Apostolii spun așa, când a venit Duhul, a venit ca un vuiet mare de vânt. S-a cutremurat, s-a spăimântat toți. De ce? Lipsit de atâta vreme de pe pământ, materia fiind blestemată, pământul să facă spini, mărăcini, roade nemernice și stricăcioase pentru stricăciunea omului, când a scăpat Duhul Sfânt în lume și când a venit cu o navală, tot a vrut să cuprindă, exact ca un tsunami, ca o avalanșă, și atunci s-a ajuns șuierătura aia ca de vânt. Adică abia aștepta Duhul Sfânt să le umple pe toate la loc cum a fost. Dar de ce? Că așa a îngăduit Dumnezeu. Ei, noi ne căutăm sistematic idei din astea orientale, v-am spus și altă dată că am avut ocazia să stau de vorbă cu o personalitate, acum îi spunem noi astăzi, cu punct de vedere general, și a zis, Părinte, dar de ce biserica este împotriva reîncarnării? Doamnă, biserica nu e împotriva nimănui. Dacă mă ta vrei să te reîncarnezi, reîncarnează-te sănătoasă. Biserica nici nu te descarnează, nici nu te încarnează, te lasă cum vrei mă ta. Da, dar uitați că așa. Ei, m-a trecut timpul, nu i-am dat importanță. Și a venit vremea să pricep și cei cu reîncarnarea asta. Nici nu m-a interesat, dar nici nu m-am spart cu cititul. Adică am lăsat așa. Și când a venit momentul să deduc, de fapt, și să înțeleg și să-mi dau seama că reîncarnarea e, de fapt, un blestem. Așa cum noi, când suntem păcătoși, mergem în iad să ne curățim, sau cum spun catolicii, purgatoriu, așa și reîncarnarea este intrarea în tot felul de ființe a sufletului și reîmpământenirea lui în diferite lucruri create, până ce el se izbăvește și se curățește. Și asta poate să dureze sute de ani, mii de ani, zeci de mii de ani, până ce tu ajungi să intri în ceva pur care te-ar putea izbăvi, ca să ajungi tot la un absolut. Dar de fapt, știi tu când ajungi la absolut, dar dacă Hristos mi-a spus că sufletele dreptilor sunt în mâna lui Dumnezeu și munca nu se atinge de el, de ele, dacă Hristos ne-a arătat că e stăpânul sufletului fiicei lui Iair, a fiului văduvei din Ain, a lui Lazar, ne-a arătat că după înviere a fost văzut prin Ierusalim peste 500 de frați care erau morți și umblau vii pe străzile Ierusalimului, pentru ce trebuie să mai aștept eu nu știu ce reîncarnare în dita mai maimuța sau în dita mai pisica sau în dita mai floarea sau în dita mai șobolanul sau guzganul sau gândacul sau floarea. Deci trebuie să avem înțelepciunea și discernerea că darul pe care ne l-a dat Dumnezeu la înălțare a fost lumina Duhului Sfânt. Având lumină, nu suntem fii ai luminii, umblând în lumină, suntem fii ai luminii, consumând lumină, suntem luminoși, trăind în lumină, luminăm și, cum spune, așa să lumineze viața voastră ca făclia în sfeșnic. Deci, noi suntem permanent conectați la sursa de lumină. Fiind conectați la sursa de lumină, suntem oamenii luminii, adică a cui? Eu sunt lumina lumii, cel ce vine după mine nu umblă în întuneric. Deci, ăsta e răspunsul. Ne întoarcem și trecem peste fantezia cu prorociile și spunem mai departe, iar ei s-au închinat lui. Deci vezi cui? Lui, lui Hristos. Toți trebuie să ne închinăm. De-aia orice rugăciune când începe la cele șapte laude, dacă țineți minte, vine așa,
Veniți să ne închinăm Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Deci lui i s-au închinat. Dar s-au întors în Ierusalim cu bucurie mare. De ce? Că erau plini de lumină. Aveau mintea deschisă să priceapă Scripturile. Doreau să vă povestească sau să povestească exact cum v-am povestit eu vouă și v-am ținut pe loc și n-ați putut merge acasă. Și spune că erau în toată vremea în templu lăudând și binecuvântând pe Dumnezeu. De ce? Așteptau să vină cincizecimea sau odihna bisericii în Duhul Sfânt și să primească puterea cu foc din cer, să înceapă propovăduirea, cum a spus Hristos, de la Ierusalim până la marginile pământului. În momentul în care avem puterea de a cunoaște lumina Sfintei Scripturii și a învățăturii cărții prin simplele, esteticele, dacă vreți, smeritele și de bun gust a faptelor creștine, deci întotdeauna, cum spune Apostolul Pavel, așa pururea cu Domnul vom fi. Hristos s-a înălțat! Hristos.